Noroc că am fost și noi acolo, în backstage, ca să-i pregătim cum se cuvine pentru marele moment al întâlnirii cu scena. Hai că pe ele nu le-ați uitat. Știu că nu le-ați uitat. Crească vocea, stai drept și zi fruntea sus și la urmă zi, Horecica, fruntea sus. Da, așa? Să vedem tu ce se spune. Eu îi spun, Ștefan, romantică. Asta e. Astea-s preferatele mele. Bună seara, domnul Ștefan, bună seara, domnul Corea și doamna Deleama. Ăsta e! Bună seara! După cum văd, sunteți două prietene foarte bune. Da, suntem sore. Suntem sore! Mamă, pe asta uitasem, suntem sore. Pentru a vă deosebi, una are părul scurt, una are părul lung. Da, Horea, adevărat. Deja... Îți mulțumesc că îmi ridici dispoziția. Domnul Ștefan, dumneavoastră sunteți un pic mai timid. De ce nu sunteți mai așa, ca domnul Horea, mai îndrăzneți? Nu-mi permit. Eu sunt așa... Romantic. Ce piesă ne-ai ales pentru... Eu ce am ales? Romantică. Eu ce am ales? Măi, mă întreb tu pe mine... Eu ce am ales? Să urmărim! Să urmărim! Hei, haideți cu toții! Mâinile și picioarele sus, vă rog! Venea lansată, da, aoleu. S-a amețit în ochii lui, s-a hipnotizat, s-a... Așa, da, o extorsiune a unei priviri. După care puteți vedea că m-am împrăștiat pe jos. N-am mai văzut pe unde mergem. Ea orbită de Ștefan. I-a sculat și pe ăștia din somn, săracii. Dar abia se culcaseră și ăștia doi. Și nu spune cade și sorsa. Că mor. Nebunie! Nu se duce aia spre Ștefan. Și n-am mai apucat. Uite, dacă vreau pentru 2017, vreau să le văd pe surorile Kessler din nou. Le-am oprit. Vezi, asta nu-mi place. De ce a oprit Delia? Și ele nu s-au oprit. Mulțumesc! Te-ai lovit sau... Nu, nu m-a lovit. Pur și simplu am fost atentă și am partea aia, dar nu... Doamne ferește, s-a mai întâmplat, dar am simțit... Să știți, vă spun un lucru. Da? Când am venit la București, am avut un accident și asta e a doilea. Cred că avea să fie, da? Nu, trebuie să mai vii la București, asta e... Nu! Domnul Ștefan, sunt făcute rele... Trotuarele, cum se am să vorbesc cu ăștia care pun cimentul aici. Ce trotuare ai făcut aici? Apropiați-vă amândouă, că nu vă desparte nicio melodie. Am un singur lucru să vă reproșez. Și aici, gata cu gluma. Da. Deci vreau să știu numele grupului. Eu nu pot să votez așa. Vă rog frumos să-mi spuneți un nume de grup, vă sfătuiți repede. Nu avem grup, dar noi suntem Olesea și Elena, n-avem. Da, dar nu-i Olesea. Da, măi, dar tu nu înțelegi că ca să intri la X Factor îți trebuie un nume de grup. Ulina, Steluța. Ai bine, paparații, dacă... Formația paparații, foarte drăguț. Noi până la moarte mergem împreună, suntem soare. O să ne spărțim atunci când o să ne cămărităm. Nu, nici atunci. Când? Apropo. Când? Asta e întrebarea.
Vă invităm la nuntă, stați fără de grijă. Ai primit vreo invitație la nuntă? Încă nu, probabil n-a venit niciun făt frumos. Delia, ce poți să spui despre aceste două dive ale ecranului? Păi, eu le dau da. Le dau da. Primul da. Le dau da. Mersi, băcă. Spasiba. Noi fugim. Dar nu, nu, nu plecați, pentru că am și eu de dat un și vot. Domnul Ștefan zice nu. Nu. Da. Măi, fata mea. Deci pentru că vă numiți grupul paparazzi, pentru show-ul senzațional, pentru... Eu am... Lăsa București! Deci, pentru ce ați făcut voi două aici? Pentru faptul că slavă Domnului o să vă măritați cândva... I-a plăcut? Uite-l că e tot un zâmbet, ia uite-l. Cum să nu-ți placă? A venit, a căzut în fața ta. Vreau să vin la spectacol de Crăciun, nu mai vin. Orecica! Orecica! Doamne, spune-mi ce-am greșit. Ce n-am mers. A fost plăcerea mea nevinovată, da? Am auzit asta la Dwayne Rock Johnson, își dădea cu palmele când intra în... Să ne liniștim. Să ne liniștim și să revizuim care este menirea artistului de pe scenă. El trebuie să aducă bucurie, corect? Corect. El trebuie să aducă... comedie, corect? El trebuie să aducă bună dispoziție, nu-i așa? Corect, corect, corect. 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 Da. Ceea ce vreau să vă spun, copii, este că ne aflăm în fața unei decizii. Hai, mă, băiatule, uite. Mă uit la fetele Olesia și Elena, parcă rupte din rasele soarelui. Două rase ale soarelui. Paparazzi. Excepțional, grupul Paparazzi. Mulțumesc. Gândește-te bine. Dani, dar când ne chem la tine în emisiune? Auzi. Asta vine la mine și zice, gândește-te bine. Horia, Horia, Horia plăci. Pe prima dată în 5 ani de zile, producătorii acestei emisiuni sunt înlemniți în carul de reportaj. Uite că a venit și Răzvan, a venit și Răzvan. A venit și Răzvan. Domnul Brenciu a fost total indecis. Cred că asta vreo jumătate de oră. A fost un timp îndelungat, până când, la un moment dat, fetele au spus ele de la ele, haideți, domnul Horia, că trece, totuși stăm de mult. Domnul Horia, noi vă așteptăm. Domnul Horia, vă spunem papa. Vă rog frumos. Voi nu vreți să stați la X Factor? Da, dar e timpul, că mai avem și alt parte. S-o să supere pe noi. Fetele aveau treabă. Ce vulgar. Și face să spună că Olesia și Elena sunt obraznice. Hai, domnul Brenciu, vă rugăm frumos să votați. Hai. Uitați, fetele au și altă treabă și... Deci mă uit și nu-mi vine să cred. Stimate domnule Horia Brenciu, vă rog frumos, nu țineți timpul și spuneți da sau nu. Hai, votează, te rugăm noi, cu suflet. Momentul ăsta a durat 45 de minute. Voi vă dați seama să stai 45 de minute cu cele două sore. Domnul Horia, vă rog frumos, da. Nu vă supărați. Nu mă supăr, domnișoară, vreau să vă... Dar dumneavoastră întindeți timp. Coarda. Da. Olesia, Elena, mulțumim frumos că ați venit la această emisiune. Ne-ați făcut viața mult mai frumoasă. Ne vedem la anul. Din partea mea aveți un nou. Bine, domnul Horia. Mie îmi pare foarte. Răzvan,
Dă-le sănătate, domnul Horea. Ne vedem la Chișinău. Olesia, te sărut cu drag. La revedere. A fost cel mai amabil domnul Ștefan și doamna Delia Matache. Mulțumim, mulțumim. Lasă-l, dă-i pace, că e obraznic, n-are la plafon. Dă-i pace, că e obraznic, n-are rușine. Dar a plecat cu prosopul. Nu este educat. M-am dezamăgit, o lăsa, lasă-l. A plecat cu prosopul meu? E obraznic, n-are. Unde plecăm? Omul ăsta n-a mură, dar e gelos pe Ștefan. Pentru că se făcea mai multe complimente în partea lui Ștefan. Hai mă, că sunt simpatici. Paparații, sisters, v-am pupat. Să le ia nora.